În data de 27 martie, începând cu ora 11, s-a desfășurat în sala de spectacole Barbu Știrbei a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș simpozionul dedicat împlinirii a 103 ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Călăraș în colaborare cu Consiliul Județean Călăraș, Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, Palatul Copiilor, Asociația Națională a Veteranilor de Război filiala Călăraș și Asociația Cultul Eroilor Regina Maria din Călăraș. În cadrul evenimentului, primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a decernat titlul de cetățean de onoare pentru doctor în științe medicale Mihai Pahomeanu, profesor inginer Gheorghe Voinea și inginer Liviu Gabriel Mușat. Vă urez încă o dată bine ați venit la acest eveniment aniversar dedicat împlinirii a 103 ani de la unirea Basarabiei cu România. Acest eveniment este organizat de Primăria Municipiului Călăraș cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș, al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, cu sprijinul Palatului Copiilor, Asociației Naționale a Veteranilor de Război filiala Călăraș și Asociației Cultur Eroilor Regina Maria. Acest eveniment va avea trei etape și ne-a plăcut să începem cu un moment artistic pe care l-au pregătit copiii talentați de la noi din oraș, copiii de la Centrul Județean de Cultură și Creație și copiii de la Palatul Copiilor, pentru că, așa cum spuneam, este un eveniment patriotic și ne place nouă să facem lucrurile în așa fel încât copiii noștri să știe ce înseamnă dragostea de țară. Și asta trebuie să o facem atunci când sunt mici, pentru că trebuie să crească cu acest gând în suflet. Invit alături de dumneavoastră ansamblul folcloric Ghiocelul de la Palatul Copiilor, care vă va dansa o horă, dar de data aceasta din Muntenia, după care solista vocală Riana Dumitrașcu va interpreta o melodie deosebită.
Al evenimentului nostru, pentru că acesta este onorat de personalități recunoscute din județul nostru. Așadar, voi da cuvântul în următoarele momente domnului profesor doctorand Ion Cătălin. Bună ziua, stimate doamne, stimați domni, onorată audiență, mă bucur că mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră și pe această cale aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru invitația făcută. Mi-am propus să vorbesc mai întâi despre ce înseamnă Basarabia, iar apoi despre evenimentele istorice internaționale care au favorizat, care au dus la realizarea primului pas în realizarea Marii Uniri. Și voi începe prin a răspunde la întrebarea ce înțelegem prin Basarabia. Pentru că astăzi știm că prin Basarabia înțelegem teritoriul cuprins între Prut și Nistru. Totuși, denumirea aceasta de Basarabia a fost dată de Imperiul Rus în 1812, la scurt timp după anexarea teritoriului în urma păcii de la București, cea care a pus capăt războiului ruso-turc dintre anii 1806-1812. Anterior acestui eveniment, limitele de demarcație ale Basarabiei erau cu totul altele, iar denumirea se afla în strânsă legătură cu familia Basarabilor, dinastia întemeietoare și conducătoare a țării românești. Astfel, la începutul secolului al XIV-lea, Basarabia se afla în stăpânirea lui Basarab I, primul voievod al țării românești. Pe parcursul secolului al XV-lea, iar mai apoi în secolul al, la începutul secolului al XVI-lea, Basarabia a trecut de la voievodatul țării românești la cel al Moldovei. Totuși, își păstrează în continuare numele de Basarabia. Sub stăpânirea Moldovei va rămâne până în 1484, când otomanii vor reuși să cucerească cetățile Chilia, Cetatea Albă, iar puțin mai târziu Tighina. Acest teritoriu cucerit de otomani va fi denumit de aceștia Bugeac, pentru români rămânând în continuare Basarabia. Așadar, ca o concluzie, până în 1812, Basarabia istorică va fi regiunea cuprinsă între Dunăre, Marea Neagră și voievodatul Moldovei. După tratatul de la București din 1812,
Basarabia va intra sub stăpânirea Rusiei țaristă. Și tot în această perioadă, după cum spuneam, autoritățile ruse vor extinde numele de Basarabia asupra întregului teritoriu anexat. Adică întreaga parte de răsărit a Moldovei, aflată între râurile Prut și Nistru, care cuprindea inclusiv regiunea din nord numită Hotin. Pentru Basarabia istorică s-a păstrat numele de Bujac. De altfel, acest teritoriu a devenit gubernia Basarabia. Iar sub stăpânire rusească avea să rămână până în octombrie 1917. În tot acest timp, partea de sud, Bujacul, cum spuneam, adică județele Cahul, Bolgărad și Ismail, au fost retrocedate Moldovei în 1856, apoi pentru aproape 20 de ani au făcut parte din România, până în 1878, când Rusia a luat într-un mod abuziv această parte din corpul României. În 1917, pe fondul crizei politice din Rusia, situația Basarabiei s-a modificat. Însă, până să se discute despre ce se va întâmpla cu Basarabia și care este procesul de unificare al acesteia cu România, vreau să amintesc despre desfășurarea a trei evenimente istorice importante care au favorizat acest act. Mai întâi este vorba despre desfășurarea Primului Război Mondial și despre participarea României la Primul Război Mondial. Declanșarea Marelui Război, așa cum a fost acesta numit, la 28 iulie 1914, a generat o intensă dezbatere pe scena politică românească. Alături de cine trebuie să participe România la război? Alături de puterile centrale sau alături de Antanta? Acestea fiind cele două tabere combatante în Primul Război Mondial. Regele Carol I, german la origine, își imagina destinul României solidar cu cel al Germaniei, iar oameni politici precum Petre Pecarp sau Constantin Stere, de teama intențiilor expansioniste ale Rusiei, susțineau opinia regelui. De altă parte, oameni politici de mare valoare, precum Ionel Brătianu sau Tache Ionescu, considerau că participarea la război de partea Antantei ar reprezenta prilejul ideal pentru România de realizarea unității naționale, care, atenție, în acest moment nu cuprindea și Basarabia. De altfel, chiar tratatul de alianță cu Antanta nu amintea nimic despre alipirea Basarabiei la România, ci se referea doar la Transilvania și Bucovina. Despre Marea Unire, aducem în discuție două realități istorice, care au fost foarte bine sintetizate de președintele Academiei Române, Ion Aurel Pop. Citez, unirea din 1918 a fost un act de voință națională românească, formulat de majoritatea populației și recunoscut prin tratate internaționale cu valoare de lege. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, România Mare nu este creația artificială a tratatelor de pace din 1919-1920. România Mare nu a apărut ca urmare a sprijinului acordat de Antanta României, ci România Mare este un act de voință a românilor din Chișinău, mai întâi Chișinău, apoi Cernăuți și în cele din urmă a românilor din Transilvania. Prezentarea mea se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. Invit acum alături de noi pe domnul profesor dr. Constantin Tudor. Bună ziua, onorată asistență! O coincidență fericită face ca exact astăzi, pe 27 martie 2021, organizatorii să ne pună în față o temă de o actualitate în care nu mai trebuie argumentat. Este vorba de împlinirea celor 103 ani de la unirea Basarabiei cu România. Îi felicit pentru că cine își uită istoria va fi obligat să o repete. Și repetarea acestei istorii, cel puțin pentru frații noștri de dincolo de Prut, ar fi un calvar. Ar fi un calvar pentru că s-a spus un pic aici, un pic mai devreme aici, că la o nefericită zi de 16 mai 1812, întâmplător la București, întâmplător la hanul lui Manuc, se semna un act cu totul și cu totul samavolnic, prin care o țară, Turcia,
fără niciun drept juridic, fără niciun drept legal, dădea de la ea putere un teritoriu asupra căruia, repet, nu avea niciun drept, și am să mă și explic imediat, puterii învingătoare, care era atunci și Rusia țaristă. Și atunci teritoriul de care s-a vorbit aici, că este cunoscut în istorie, în totalitatea lui sub numele de Basarabia, intra în componența Rusiei țariste și devenea gubernia Basarabia. Deci a făcut Turcia acest lucru. Și dacă trebuie să spunem adevărul istoric, cel mai mare rău nouă românilor, turcii ne-au făcut. Pentru că se semnaseră două documente foarte importante, numite capitulații, de doi domnitori pe care astăzi neamul românesc îi cinstește pe bună dreptate, mă refer la Mircea cel Bătrân și la Ștefan cel Mare. Acești doi domnitori semnaseră cu Turcia un anume tip de document cunoscut în istorie drept capitulații. În baza acestor capitulații, Muntenia și Moldova cedau Turciei dreptul de a ne proteja, de a ne apăra în relațiile cu terții. Și pentru această, să spunem, prestare de serviciu, dacă ar fi să folosim un termen modern, atât Muntenia cât și Moldova se angajau să plătească o taxă de protecție, numită în istorie tribut sau haraci. Nimic altceva despre apartenența unor părți din teritoriu sau dreptul Turciei de a decide asupra dezmembrării și, să spunem, oferirii drept cadou altor țări teritorii românești. Și s-a întâmplat de două ori ca Turcia să nu țină cont de aceste capitulații, apoi fie vorba între noi, nici nu l-au recunoscut. Decât târziu, când un cercetător român de origine turc, Taksim Gemil, a găsit aceste capitulații, culmea, în arhivele de la otomane de la Istanbul. Și atunci, odată ce aceste documente au apărut în spațiu public, turcii au fost obligați să le recunoască. Dar ce păcat și cât de târziu! Pentru că deja se comiseseră două mari samagonicii. După pacea de la Cuciuca Enargi, din 1774, Turcia oferă cadou Austro-Ungariei de data aceasta Bucovina. Familia Ghica din Moldova, ca semn al durerii pe care a provocat-o acest act samagonic, și-a pus pe blazonul familiei o lacrimă de argint. Mai târziu, spuneam, pe 16 mai 1812, la București, ce culmea ironiei, la București, Turcia făcea cadou Basarabia Rusiei țariste. Și de aici începea calvarul de 114 ani ai românilor, calvarul românilor din Basarabia. Ce a însemnat pentru basarabeni ocupația țaristă, deznaționalizare, mutare forțată în alte zone, amestec intenționat de populații care cândva să creeze probleme în această regiune. Mă opresc aici, nu înainte de a lectura împreună actul Unirii, așa cum a fost el scris pe o placă de marmură și afișat în sala Palatului Sfatului Țării, o clădire foarte frumoasă pe care mai târziu, din motive știute numai de ei, au demolat-o. Dar în 1940, în 28 iunie 1940, când sovieticii au intrat în Chișinău, prima lor grijă a fost să scoată de pe perete actul Unirii și să-l sfarme cu ciocanele. Gestul este mai mult decât semnificativ pentru brutalitatea și pentru modul în care s-au comportat rușii mai departe cu românașii noștri din Basarabia. Ce spunea acest act al Unirii, care, după părerea mea, e valabil și astăzi? Numai că, din vari motive, politicienii de dincoace și de dincolo de Prut
închid ochii la o cerință, la o prevedere expresă din acest act. Hai să vedem ce spunea Actul Unirii, votat de sfatul țării la 27 martie 1918 pe stil vechi. În numele poporului Basarabiei, sfatul țării declară: Republica Democratică Moldovenească, Basarabia în paranteză, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna, se unește cu mama sa, România. Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a pururi și totdeauna. Documentul era semnat de președintele statului țării Ion Iculeț, vicepreședinte Pan Galipa și de secretarul statului țării Ioan Buzdugan. Ce frumos încheia acest act, cu aceleași cuvinte închei și eu astăzi: Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a pururi și totdeauna. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim frumos, domnule profesor, pentru informațiile prețioase. Invit acum alături de noi pe părintele protoereu Dinu Viorel. Doamne ajută, fraților! Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și sunt în același timp emoționat și onorat să mă aflu astăzi în acest ceas aniversar pentru a da mărturie despre contribuția pe care slujitorii bisericii au avut-o la înfăptuirea unirii Basarabiei cu România mamă sau cu patria mamă. La promovarea conștiinței unității spirituale a neamului românesc, Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuție majoră. Ea a cultivat în sufletele credincioșilor români conștiința trează că ei au aceeași opârșie, ca neam, aceeași limbă și aceeași credință creștină. Mitropoliile țării românești și Moldovei erau în strânse legături cu Mitropolia Transilvaniei. Răspândirea cărților bisericești, ajutorarea frățească în timp de prigoană, corespondența între ierarhi, contacte personale între preoți, călugări și credincioși pelerini, fiind adesea practicate de o parte și de alta a munților Carpați. În decursul timpului, slujitorii Bisericii Ortodoxe Române s-au identificat mereu cu năzuințele noastre de dreptate socială, independență, libertate și unitate națională. Au participat prin, citesc, cuvânt și fapt, închei citatul, la marile evenimente din istoria neamului românesc, înscriindu-și numele cu litere de aur în memoria acestui popor. Biserica Ortodoxă a slujit întotdeauna neamul românesc și a sprijinit aspirațiile lui. În acest sens, marele istoric Nicolae Iorga spunea așa, citez: Mitropoliții, episcopii, egumenii și așa de adesea ori și smeriții călugări, ori umilii preoți de mir au dat poporului ei singuri aproape toată învățătura. Au înzestrat neamul cu o limbă literară, cu o literatură sfântă, cu o artă în legătură cu gustul și nevoile lui. Au sprijinit statul fără să se lase a fi înghițiți de dânsul. Au călăuzit neamul pe drumul pământului fără a-și desface ochii de la cer, dând istoriei noastre cărturari, caligrafi, sculptori în lemn, argintari, oameni de stat, ostași, mucenici și sfinți. Creștinat, adică unit cu Hristos prin botez, de când se forma în istorie, poporul român poartă în sufletul său pecetea tainei crucii și a învierii lui Hristos, trăind ritmic istoria ca pe o cruce și o înviere, suferință și speranță, întristare și bucurie. Taina crucii care se înalță în slava învierii este înscrisă pe stema României, ca simbol al dăinuirii noastre și program spiritual al comuniunii întru Hristos. De aceea, vulturul de pe stema României poartă crucea în plisc, arătând că ne-am apărat patria, am dăinuit ca neam și am păstrat unitatea și demnitatea noastră ca stat național, prin credință și prin iubire jertfelnică. Termenul de Basarabia
a desemnat vreme de câteva secole o fâșie de teritoriu de la nordul Mării Negre. Acest termen a fost reinventat în anul 1812, când Rusia a cotropit Moldova dintre Trup și Nistru. Biserica din Basarabia s-a implicat activ în procesul de constituire a Sfatului Țării, care și-a deschis lucrările în ziua intrării în Biserica Maicii Domnului. În acest consiliu au fost reprezentate, citez, diferite categorii sociale, profesionale, dar și naționale, închei citatul. Mitropolitul Gurie Gros a binecuvântat Sfatul Țării, afirmând că nimeni nu a simțit atât de tare asuprirea străină ca preoțimea basarabeană. Reprezentant al Bisericii Basarabene în Sfatul Țării a fost protoiereul Alexandru Băltagă, care se bucura de un aspect deosebit, de un respect deosebit în rândurile clericilor și care a avut onoarea să voteze alături de ceilalți patrioți ai neamului unirea cu țara. Un eveniment deosebit a fost proclamarea Republicii Democratice Moldovenești la data de 2 decembrie 1917. Sfatul Țării a recurs la această acțiune pentru a evita dezastrul în care se afla Basarabia. Apoi, sub influența unor cărturari ardeleni refugiați la Chișinău, precum Onisifor Ghibu, lucrurile au evoluat, iar Sfatul Țării a proclamat independența Basarabiei. Au urmat represaliile bolșevicilor, care au început să jefuiască și să ucidă în Basarabia. În aceste condiții, Sfatul Țării a cerut ajutorul Armatei Regale Române, care a trecut Prutul, pentru a proteja viețile și avutul locuitorilor Basarabiei. Liderii românilor basarabeni erau amenințați direct de către bolșevici. În aceste condiții, în data de 27 martie 1918, în prezența primului ministru al Regatului României, Alexandru Marghiloman, Sfatul Țării a votat unirea. Doar 3 din acești 135 de deputați au votat împotrivă. Basarabia a rămas unită cu România până în vara anului 1940, când teritoriul românesc, dintre Prut și Nistru, împreună cu Bucovina de Nord și cu Ținutul Herța, a fost din nou cotropit de Rusia sovietică. Despre acest eveniment, preotul Andrei Murafa scrie așa, citez, actul de la 27 martie 1918 e o trecătoare zidită peste prăpastia neagră, spre îmbrățișarea țărilor de același sânge, închei citatul. Astfel, Biserica din Basarabia, preoțimea moldovenească, întregul cler au contribuit la consolidarea tuturor forțelor civile din ținut, au dat un imbold eficient de maturizare spirituală și politică românilor basarabeni. Preoții moldoveni au depus eforturi decisive alături de marile personalități ale neamului românesc din Basarabia, pentru că înfăptuirea idealului național, adică unirea Basarabiei cu patria istorică România. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și îl rog pe Bunul Dumnezeu să ne dea gând bun, să dea sănătate tuturor românilor de aici și de pretutindeni, să ne dea gândul unității și gândul dragostei unuia față de celălalt. Amin. Mulțumesc frumos! Iar acum, pentru următorul moment al evenimentului, alături de mine domnul primar al municipiului Călăraș, îl invit să vă adreseze câteva cuvinte și să înneze titlul de cetățean de onoare al municipiului. Bună ziua! Mă simt onorat să fiu astăzi aici. Este o zi istorică. Mi-este foarte greu să vorbesc după istorici, după general, profesor, doctor. Azi, cred că trebuie să concluzionăm un singur lucru. Fraților, să nu vă fie rușine să spuneți că sunteți români. Pentru că astăzi, cetățenii României, unde ajung, le e rușine să spună că sunt român. Vedeți ce istorie frumoasă avem. Vedeți ce istorie reprezentativă pentru noi. Vedeți ce oameni măreți am avut. Și avem. Dar noi ne ferim să spunem că suntem români.
Dacă nu știți, vă spunem noi acum. Noi suntem înfrățiți, dacă teritorial în acești ani, nici după Revoluție, nu s-a putut, noi suntem înfrățiți cu orașul Călăraș, cu raionul Călăraș, suntem înfrățiți spiritual, sufletește și putem mereu în inimă. Pentru că ei sunt frații noștri. Ei își doresc unirea cu noi, dar din păcate vremurile, așa cum le vedeți, ne numim numai cetățeni europeni. Și atunci probabil o să producă și această unire. Vreau să vă spun că de câte ori am ajuns acolo, sunt acasă. Sunt primitori. Sunt frații noștri. Și această înfrățire, trebuie să spun, pentru că este tot de când domnul Dragu era primar. Și această înfrățire va dăinui. Pentru că noi toți suntem români. Să nu vă fie rușine să spuneți că suntem români. Vă mulțumesc! Și acum îmi devine frumoasa sarcină, pentru că un eveniment așa de frumos trebuie să-l încheiem tot într-un mod frumos. Avem să înmânăm o plachetă și un trofeu. Avem 3 cetățeni de onoare a orașului nostru. Și o să încep prin a decerna placheta și trofeul domnului Bahomeanu, domnul doctor Bahomeanu Mihai. Este o mare plăcere și o satisfacție a unei activități îndelungate. Ani de zile am servit această localitate. Eu cred că dobândirea acestei calități de cetățean de onoare aduce nu numai avantaje, ci și obligații. Și eu cred că din partea noastră, cetățenilor de onoare acestui colectiv, că practic suntem o uniune de suflete, este ca și noi să venim cu ideile noastre către conducători, care poate sunt mai ocupați, poate sunt mai... și să dăm anumite sugestii, sperăm noi, binevenite. Vă mulțumesc foarte mult! Următoarea plachetă și următorul trofeu îl vom acorda domnului profesor inginer Gheorghe Voinea. Acest eveniment cu o încărcătură istorică și emoțională, datorată împlinirii a 103 ani de la unirea celor, de la unirea Basarabiei cu România. Act înfăptuit în 27 martie 1918, după încheierea conflagrației mondiale din primul război mondial. Activitatea pe care am desfășurat-o pe durata vieții mele de peste 47 de ani, dintre care cu preponderență în Călăraș, pe durata 30 de ani neîntrerupți în industrie, în construcții, în învățământ și în educație, a fost ilustrat analitic în documentația înaintată către oficialitățile călărășene,
documentație care consider că a fost analizată, evaluată și pe baza căreia mi s-a acordat această calitate de cetățean de onoare. Sunt cetățean al Călărașului de peste 50 de ani. Am rămas fidel orbei noastre, chiar dacă deasupra, de-a lungul vieții mele, mi s-au oferit locuri de muncă și funcții mai bine retribuite în alte locuri și localități din țară. Am refuzat ofertele care mi s-au făcut. Se adeverește încă o dată proverbul că cine bea apă din borcer mai pleacă. Așa s-a întâmplat și cu mine. În încheiere, țin să mulțumesc oficialităților călărășene pentru înalta distinție acordată. Vă urez dumneavoastră, celor prezenți în acest cadru, familiilor dumneavoastră, multă sănătate, putere de muncă, fericire și succes în realizarea obiectivelor pe care le înfăptuim, cât și în atingerea țelurilor și a idealurilor către care îi tindem, spre binele comunității călărășene. În aceeași măsură, vă urez viața îndelungată, îmbelșugată și de cât posibil cât mai înaintată. La mulți ani! Așa să ne ajute Dumnezeu! Și acum invit lângă mine colegul meu, domnul doctor inginer Liviu Gabriel Mușat. Viceprimar, onorat auditoriu, momentul în care o cetate își manifestă aprecierea față de unul dintre fiii ei, trebuie să fie și pentru acesta din urmă unul plin de emoție, de bucurie și de recunoștință și dați-mi voie să vă mărturisesc că exact aceste sentimente mă animă și pe mine în aceste momente. Aceste sentimente sunt totuși puternic amplificate de data în care suntem astăzi, dată în care sărbătorim 103 ani de la unirea Basarabiei, proaspăt scăpată de sub samavonică ocupație sovietică cu regatul României. De bună seamă că argumentul care a contat cel mai mult în luarea deciziei de acordare acestui titlu a fost legat de activitatea mea de peste două decenii în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, organizație în care am pășit la 1 decembrie, o altă dată cu semnificații profunde naționale, 1999, și ale cărei trepte ierarhice le-am urcat pe rând, nesărind niciuna, de la expert până în anul 2003 la cea de director. În cele peste două decenii de existență, agenția a devenit una dintre cele mai reprezentative instituții din orașul nostru și pot să afirm că din întreaga regiune de dezvoltare Sud-Muntenia, fiind implicat în gestionarea peste 2500 de proiecte de dezvoltare, a căror valoare depășește 2 miliarde de euro și sunt împrăștiate în toate cele 7 județe ale regiunii noastre. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără minunații mei colegi și ei destoinici călărășeni, în mare parte, care prin activitatea lor de zi cu zi au pus cărămizi trainice la prestigiul acestei instituții. De aici, de la această minunată adunare, dați-mi voie să vă spun că le dedic cu toată recunoștința colegilor mei acest titlu de cetățean de onoare al municipiului Călăraș. Gândul meu se îndreaptă de asemenea, cu toată dragostea și gratitudinea, către familia mea, către soția și băiețelul meu, care prin dragostea cu care mă înconjoară zi de zi, îmi sunt combustibilul vital pentru tot ceea ce fac, către părinții mei, tatăl Constantin, el însuși fiind un cetățean de onoare al municipiului Călăraș, în casa cărora am învățat valorile care mă ghidează în viață. Credința, cinstea, corectitudinea, bunătatea și supremația muncii între căile de a te realiza în viață. Le sunt de asemenea recunoscător celor care au crezut în mine și trag nădejdea ca nici pe viitor să nu-i dezamăgesc. Iar călărășenilor le transmit un mesaj din suflet. Acela că acest moment este unul care mă va motiva și mai mult
să fac și mai multe pentru dezvoltarea cetății noastre, pentru afirmarea ei ca unul dintre cele mai importante orașe ale României. Vă mulțumesc! Și nu putem să încheiem această sărbătoare și să nu îl invităm aici pe domnul Nicolae Dragu, domnul viceprimar. Veniți, încheiați această sărbătoare. Mulțumesc, domnule primar. Onorată asistență, mă bucur că astăzi, la aniversarea 103 ani de existență de unirea Basarabiei cu România, ne-am întâlnit cu toți, cu toate personalitățile orașului, cu dumneavoastră cetățeni, care toți sunteți stoinici, toți sunteți cetățeni de onoare, pentru că participați permanent la toate evenimentele. Pe mulți din dumneavoastră v-am văzut permanent la multe evenimente dedicate orașului. Sunteți alături de Consiliul Local, de primarul municipiului, ca să creăm un oraș într-adevăr prosper, cu un mediu curat și un aer curat și cu credință în Dumnezeu. Îi felicit pe cetățenii noștri de onoare, de asemenea pe domn primar că a fost alături de noi și de asemenea și președintele Consiliului Județean, care mă rog are o întâlnire importantă și vă mulțumesc că ne-ați onorat. Aici o să încheie și eu evenimentul nostru. Încă o dată mulțumesc din suflet că ați participat. Vă așteptăm și la anul, pentru că cu siguranță domnul Dragu se va gândi să organizeze acest eveniment și anul viitor. Să ne vedem sănătoși și toate cele bune vă urez. La revedere!